Bună seara, bună seara și bine v-am găsit din nou, dragii noștri, alături de Ramona Cama. Deja este o veche colaboratoare de a noastră și de a mea. Bun venit, draga mea! Îți mulțumesc că astăzi ai ales să îți petreci această dupămasă alături de noi și să împărtășești cu noi așa, din lista ta de dorințe. Bun găsit, cu mare drag de fiecare dată. Ai pomenit de alegere. Eu mi-am pregătit să vorbesc puțin și despre alegere. Se pare că există o telepatie și o conexiune foarte puternică între noi pentru că anticipezi de cele mai multe ori ceea ce urmează eu să spun. Eu cred că Universul ne-a legat într-un fel și pot să spun că probabil că tu mi-ai trezit într-un fel și mărturisesc că mi-ai trezit într-un fel așa dragostea ta față de Istanbul și anul acesta s-ar putea să, adică s-ar putea cu siguranță ajung și în Istanbul pentru că o să fie un pelerinaj unde am intenția să merg și bineînțeles că sunt convinsă că ne vom vedea. Eu și Istanbulul te așteptăm cu mare drag. Și Istanbulul are multe să te ofere și eu, prin ceea ce știu, locurile necunoscute de turiști, dar absolut senzaționale pe care le știu eu. Așa este. Ca și tine, am întâlnit foarte mulți oameni nemulțumiți de propria situație, să spunem, mai ales și din cauza situației actuale și nu numai. Oameni poate care și-au pierdut joburile, antreprenori care au falimentat sau persoane nefericite în cuplu. Și bineînțeles că se spune că dorințele pot fi îndeplinite în momentul în care te canalizezi către ele și, bineînțeles, în momentul în care îți dorești. Eu știu acest lucru. În momentul în care ți le notezi pe o agendă, chiar dacă este mai colorată sau nu, în momentul în care ți le și notezi și crezi, așa cum crede un copil, că Moș Crăciun îi aduce jucăria mult dorită, cu siguranță acea dorință se îndeplinește și aș vrea să vorbim despre dorințe și împlinirea lor în această seară. Așa este, se îndeplinește dorința mult dorită, există anumiți pași care trebuie urmați. Înainte de a trece la dorință, aș vrea să spun că eu iubesc foarte mult poezia și viața. Eu ador să mă bucur de viață și de ceea ce are viața să-mi ofere mai bun și mai frumos. Pentru că viața are să ne ofere atât de multe lucruri bune și frumoase, să știm să le primim, să știm să le cerem și apoi să știm să le primim. Iar eu, pentru că am învățat să fac acest lucru, mă bucur din ce în ce mai mult de ceea ce îmi oferă viața. Iar referitor la agenda, iată că am și eu o astfel de agendă foarte frumos colorată, foarte viu colorată, adică te umple de energie și de entuziasm doar când îi privești culorile. Eu în această agendă nu îmi notez dorințele, ci îmi notez lucrurile frumoase de peste zi, ca să am parte de și mai multe. Și am denumit-o Miracolul Zilei. Nu știu dacă se vede. Cred că acum. Cum ai Așa. denumit-o? Miracolul Zilei. Am desenat chiar și o Ah, baghetă. miracolul zilei, super! Iar pentru a nu uita nicio clipă că eu sunt unul dintre aceste miracole ale vieții, am notat câteva rânduri, da, așa, care sunt scrise tot de mine și aș vrea să le împărtășesc cu voi, pentru că Super, mulțumim! Până tu trebuie să. împărtășești din ceea ce ai scris acolo, eu vreau să distribui acest live pe pagina mea personală, să te etichetez și pe tine și bineînțeles că îi rog și pe cei care ne urmăresc, dacă consideră că informațiile pe care tu le aduci, cu toate că eu știu că sunt foarte valoroase, vor ajuta și pe alții să distribuie acest live pentru a ne împărtăși și a ne bucura împreună de Sigur. sufletul tău frumos și nu numai. Te rog. Ajunge informația la cât mai multe persoane, în cât mai multe suflete, uite, așa cum ai spus. Așa că versurile care mi aparțin și pe care eu le-am notat aici, astfel că în fiecare zi când deschid această agendă, îmi amintesc, chiar dacă se mai întâmplă să uit, sună cam așa.
La sfârșitul zilei, care ți-e miracolul zilei? Du-te cu gândul la început și ține fluxul neîntrerupt. Ai avut parte de frumos peste zi? Hai, adu-ți aminte și ne zi. Iar de nimic nu te strigă, hei, tu, să știi că miracolul ai fost chiar tu. Noi uităm să ne considerăm miracole, dar suntem așa cum natura este, așa cum animalele și toate viețuitoarele, așa cum invențiile de care, iată, ne bucurăm în fiecare zi, sunt miracole ale vieții, tot la fel suntem și noi. Dar uităm acest lucru. Și pentru că uităm acest lucru, facem și greșeli în a ne dori lucruri. Pentru că atunci când ne dorim ceva, eu am ales să vorbesc astăzi despre această temă, despre acest subiect, pentru că, iată, cu toții ne dorim să ne îndeplinim cel puțin o dorință, dacă nu cât mai multe. Exact. Și putem să ne îndeplinim aceste dorințe? Trebuie să ținem cont de anumite lucruri. Trebuie să ținem cont de anumite lucruri pe care rând pe rând le vom dezbate, însă întâi aș vrea să citesc poezia Dorință. Eu am aici mai multe exemplare. Fiecare are câte un însemn într-un loc anume. Poezia Dorință. Cheamă auriul peștișor, spune o dorință în cetișor. Păstrează-o în minte, căci peștișorul nu minte. Uită de ceea ce este, amintește-ți dorința care este. Doar simte și trăiește, dorința ți se împlinește. Să știi că tot ceea ce crezi devine adevărat, o să vezi. Speră la ce e bun pentru tine, urează tuturor numai bine. Și le vom lua, da? De fiecare dată. Pe rând, așa cum le-am obișnuit deja. Și le vom dezbate. Cheamă auriul peștișor, spune o dorință în cetișor. Cine este acest peștișor? Desigur că nu un peștișor. Noi atunci când avem o dorință, ceva ce o transmitem în univers. O transmitem divinității să ne împlinească. Ei, cum o transmitem? Cu ce emoții o transmitem? Gândul știm. Acea divinitate căreia noi transmitem dorința se află și în noi. De aceea dorința este și în interiorul nostru. Și fiind în interiorul nostru, noi avem nevoie să luăm o decizie, să alegem ceva. Și anume, să ne hotărâm că da, dorim această îmi doresc acest lucru pentru mine. În momentul în care am hotărât ceea ce îmi doresc, o transmit. Chiar dacă încetişor, așa cum spun versurile, ideea este să o transmitem cu claritate, cu fermitate, cu curaj. Cu curaj, dar dacă dorința noastră este, să spunem, foarte mare, da? Adică avem o dorință, știi? Dar, de exemplu, am și așa o îndoială. Măi, eu îmi doresc acest lucru, dar dacă e prea mult pentru mine? Tocmai despre îndoială vom vorbi. În momentul în care transmitem acea dorință cu îndoială, ne îndepărtăm foarte mult de dorința noastră, de îndeplinirea ei. Revenim la decizie. Hotărâm. Întotdeauna hotărâm să facem ceva, chiar dacă ai să spunem, astăzi am hotărât să nu fac nimic. Am hotărât. E o alegere. Să fie foarte clar că este o hotărâre de-a mea ca eu astăzi să nu fac nimic. Și este o hotărâre de-a mea ca eu să vreau acest lucru pentru mine. La nu face nimic, că aș vrea să spun ceva și foarte comic. Eu am spus îndrăzit soțului meu că nu am chef să fac nimic și așa că vreau să, așa că voi freca menta. Și m-a întrebat și ce fac cu ea după aceea, necunoscând expresia. Ok. Deci dacă dorim să facem acest lucru, va trebui să hotărâm să facem acest lucru. Este foarte important să luăm o decizie. Luăm decizia de a ne dori ceva. Ok, apoi o transmitem, spuneam, cu claritate, cu fermitate, cu curaj, mai ales dacă dorința este mare, așa cum ai spus și tu, ne trebuie curaj. De unde găsim acel curaj? Că poate, nu-l avem.
Tocmai că dacă dorința este foarte mare, atunci efectiv ne umplem de entuziasm și de emoție. Însă emoția de care e emoție negativă, emoția negativă este atunci când avem îndoială. Mm-hmm. Emoția pozitivă este atunci când suntem cu certitudine. Și mai spun versurile așa, păstrează-o în minte, căci peștișorul nu minte. Ea să-ți fie permanent în gândul tău și în simțirile tale. Este nevoie să simțim acea dorință. Este mare nevoie să simțim. Nu ajunge doar să ne dorim, doar să ne gândim. Eu am probat foarte mult aceste tehnici, ca să le spun așa, și o să dau un exemplu de o dorință pe care nu mi-am putut-o îndeplini de la început, tocmai pentru că eu am urmat anumiți pași de care auzisem că trebuie, însă acei pași trebuiau și urmați de alți pași la rândul lor. Este o adevărată procedură. Hai să vedem în momentul în care am o dorință. Cu ce încep? Punctual, așa. Punctual, cu hotărârea. Cu decizia. Iei decizia că îți dorești acel lucru. Asta este primul lucru pe care trebuie să fii sigur de decizia ta. Trebuie să fii sigur că îți dorești acel lucru. Și apoi să decizi. În momentul în care ai decis, tu ai transmis dorința. După ce ai transmis-o, o păstrezi în mintea ta. Dar cum o păstrezi în mintea ta? Oare se va întâmpla, oare nu se va întâmpla? Nu. O păstrezi deja gata, îndeplinită. Rezultatul final. Dacă gândul tău se duce la oare mi se va îndeplini, oare voi reuși, atunci te-ai îndepărtat foarte mult de acel rezultat final, de dorința pe care tu ți-ai pus-o, ești departe de ea în momentul acela. Și spun versurile, ui de ceea ce este, amintește-ți dorința care este. Da? Deci o păstrezi în mintea ta, dar cel mai important, o păstrezi în simțirile tale. Și aici pot veni cu exemplu și cu pașii pe care i-am făcut rând pe rând și totuși nu se întâmpla nimic. De ce? De ce nu se întâmpla nimic? Ce nu făceam eu bine sau poate ce făceam în minus? Lipsea ceva. Eu mi-am dorit foarte mult să locuiesc la Istanbul, unde te aștept și pe tine. Da, știm povestea ta și într-adevăr, de fiecare dată când o povestești, pe mine mă umple de bucurie. Și bineînțeles că chiar vreau să o relatez și în această seară. Să știi că în mod intenționat am ales acest exemplu. Am ales două exemple, unul de ce nu și unul da și cum s-a îndeplinit. Și am ales acest exemplu tocmai gândindu-mă la tine cu Istanbulul. Eu mi-am dorit foarte mult, după cum spuneam, să locuiesc la Istanbul. Am avut un obiect decorativ și mă uitam toată ziua la el și îmi doream să fiu acolo și nu se întâmpla nimic. Pentru că eu mă uitam cu regretul de a nu mă afla acolo. Adică era o îndoială foarte mare. Nu este deloc o energie pozitivă să te uiți cu părere de rău că nu ești, că nu te afli în locul acela. Ok, am înțeles și lucrul acesta, dar mai exista un motiv. Era static. Energia este în mișcare. Și atunci aveam nevoie ca acel obiect să aibă o mișcare în el, o acțiune. Și am pus baterii, avea loc pentru baterii. Și lumina, schimba lumini, schimba lumini, schimba lumini. L-am lăsat non-stop pornit, cu zi cu noapte. Bateriile se terminau, eu le reînnoiam și tot așa. Pentru a avea loc acea mișcare, acea energie, adică să trecem de stadiul de static. Okay. Am aflat, da, este foarte important să fie energia care este în mișcare, să nu fie static. După aceea, ce să vezi că nici așa nu s-a întâmplat. Așa că am mai adăugat ceva. Mă vizualizam, mă imaginam în locul acela. Era un loc, acel simbol, acel obiect care reprezenta un simbol al Istanbulului. Eu era foarte bine cunoscut de mine și mă imaginam în acel loc. Și mă imaginam, acum deja era și acea mișcare, erau luminile care nu se opreau absolut deloc. Și eu mă imaginam acolo. Și tot nu se întâmpla nimic. Părea că orice aș fi făcut, nu se schimbă nimic în situația aceea. Așa că
Mi-am schimbat atitudinea. Și ce ai făcut? Și am adăugat emoție. Adică am trăit acea dorință. Am trăit în mintea și în sufletul meu, în toate simțirile mele, că eu mă aflu acolo. Am simțit aerul pe care eu îl respir în acea parte de Istanbul, undeva pe faleză, unde o să vezi când o să vii. Și acea atmosferă de acolo, pentru că am fost de foarte multe ori acolo. Așa că am retrăit toate emoțiile și toate simțirile pe care eu le-am simțit la momentul în care mă aflam cu adevărat acolo. Astfel că mintea mea a perceput că eu mă aflu acolo. Și am continuat să fac acest lucru, dar se simte așa, la nivel de certitudine. Vizualizarea este foarte importantă, însă nu suficientă. Da, dar ce facem cu persoanele care nu au? Sunt astfel de persoane care nu pot să-și imagineze și nu au viziune imaginară. Adică nu. Nu au, dar simțul? Simțul, da, cu siguranță. Efectiv să simtă că se află acolo sau să simtă că țin în mână ceea ce își doresc. Chiar citeam într-o carte, dacă vrei să te duci la Roma, simte mirosul și gustul spaghetelor. Dacă vrei să te duci la mare, simte nisipul fin pe care calci sau valurile, cum te gâdilă în tălpi, da? În momentul în care stai întinsă pe plajă. Simte toate acele lucruri. Eu am simțit, în cazul meu, eu am simțit aerul, briza pe care se simte în locul acela. Și am făcut asta în fiecare zi. Ce am făcut? Am adăugat. Urma întrebarea, de câte ori trebuie sau de câte ori este necesar, nu trebuie, că trebuie deja sună într-un anume fel, de câte ori este necesar să vizualizăm acea dorință și să îi, cum să spun, să-i acordăm timp până la urmă. În fiecare zi până când se întâmplă. Că se întâmplă mai devreme, că se întâmplă mai târziu. Eu am două exemple. Un exemplu a durat 6 zile, un exemplu a durat 8 luni. Și care a fost diferența? Așa. De ce? Primul exemplu, cel care a durat 6 luni. Eu atunci învățam deja să-mi îndeplinesc dorințele. Eram în stadiu, încă mai învăț, adică noi învățăm tot timpul. Încă mai exact, cât trăim, nu, învățăm. Nu ne oprim. Dar atunci eram în stadiul acela în care aflasem încet, încet așa lucruri noi și pe care eram foarte nerăbdătoare și entuziasmată să le pun în practică. Și am făcut foarte bine pentru că acum nu mai stau să iau pas cu pas și mă duc direct la emoție. Făcând acest lucru, dimineața și seara este preferabil. De ce? Să adormi în gând cu dorința ta, dar atenție, mintea ta este deja îndeplinită. Și dimineața să te trezești cu dorința ta deja îndeplinită. Deci peste zi, atunci când îți amintești și atunci când ai timp, cât timp poți să acorzi. După ce am făcut acest lucru, atenție, nu static, energie, lumini, mișcare, vizualizare și emoție, simțire. Este foarte important să simțim. În 6 zile m-am mutat la Istanbul, fără să știu că m-am mutat la Istanbul. Fără să plănuiesc că m-am mutat la Istanbul. În 6 zile mi s-a oferit o ocazie să mă duc într-o vacanță la Istanbul. Și m-am dus pentru 5 zile, m-am dus cu un rucsac, credeți-mă. Și acele 5 zile s-au făcut 5 ani până la momentul acesta. Fără pregătiri, fără planuri, doar cu o dorință sinceră și cu simțirea, cu emoția aceea. Pentru că vizualizarea este importantă, emoția este esențială, atitudinea este fundamentală, dar atenție, credința este baza. Exact. Și atunci... Știi că acum mi-a venit... cum spunea Domnul Iisus, că dacă ai credință cât un bob de muștar, atunci vei putea muta și munții din loc. Acea credință cred că se potrivește și aici, pentru că credința în dorințele noastre este suficient să fie cât de mică, doar să fie curată până la urmă. Și bineînțeles și acea dorință să fie curată, că dacă vrei să îi moară capra vecinului,
Da. Cu siguranță, cu siguranță nu-i va fi bine caprei tale. Dorința sinceră și acea trăire, trăire efectivă a dorinței, dar dorința trebuie să fie arzătoare, să o simți în toate celulele corpului tău, atât de mult să te umple de bucurie doar și de entuziasm, doar gândul la ea. Iar pe mine, Istanbulul, gândul la traiul în Istanbul, așa mă umplea. Și iată că într-un timp foarte scurt, fără pregătiri, fără planuri, fără ca măcar să știu că mă mut, m-am mutat. Pentru că eu am venit în vacanță pentru 5 zile. Dar lucrurile au decurs în așa fel încât parcă în fiecare zi se întâmpla altceva și altceva care îmi prelungea vacanța. Și a prelungit-o în așa mod până la mutare efectivă, fără ca în perioada aceea să mă întorc în România. Toate astea s-au întâmplat stând în acea vacanță timp de 5 ani de zile. Exact ce Cum a spuneam. reacționat familia? Că nu Toată te-am lumea întrebat. știa de dorința mea majoră de a locui la Istanbul, ori eu n-am plecat pe furiș, eu n-am plecat să mă mut efectiv, nici eu n-am știut că mă voi muta atunci, deși mi-am dorit, dar atenție, să știți, să profitați de oportunitățile care vă ies în față. Pentru că eu nu am ratat, nu doar oportunitatea asta, eu nu am ratat nicio oportunitate. Uite, pentru că ai adus vorba despre oportunități, mie îmi place să spun că oportunitățile vin către tine, doar tu trebuie să fii deschis și tu către ele. Sigur, Pentru da. că dacă trenul pleacă, da, și tu nu ai urcat, rămâi în gară, cum se spune. Exact. Exact, așa este, așa este. Eu am urcat. De unde? Pentru că siguranță se vor pune întrebări de unde știu că acea oportunitate este bună pentru mine. Pentru că de foarte multe ori este nevoie să iei decizia acum și aici. Nu mai ai timpul necesar să te gândești pentru că pleacă. După cum spuneam, este nevoie de curaj. Este nevoie de curaj. Apoi simți. Iar dacă dorința Exact. ta este foarte mare, atunci eu mă duc, pentru că eu îmi doresc acest lucru, eu fac acest pas. Dacă Chiar dorința. dacă stânga și dreapta spune este o chestie așa negândită, este o chestie care nu ai nicio garanție sau stai pe nisip, cum se spune, mișcător, tu dacă simți, pentru tine înseamnă că este o fundație stabilă. Exact. Pentru că ceea ce simți are legătură cu tine și nu cu ceea ce simt ceilalți. Bun. Și acum să dezbatem puțin ceea ce ai spus tu. Ce spun ceilalți? Ce cred ceilalți? Nu te lăsa influențat. De ce? În primul rând, de ceea ce zici așa, doar simte și uită de ceea ce este. Amintește-ți dorința care este. Atunci, uită de ceea ce se află în viața ta în momentul acela. Uită de ceea ce se petrece în situația respectivă în momentul acela. Lasă-o să se întâmple, că totul vine și pleacă, nimic nu este permanent. Așa că lasă situația să se desfășoare așa cum se desfășoară ea. Uită de ceea ce este. Tu ai în mintea și în simțirea ta ceea ce îți dorești. Acum revenim la ceea ce spun sau ceea ce cred ceilalți. Așa cum nu te concentrezi pe situația actuală, ci pe situația din mintea ta, tot așa nu te concentra nici pe ceea ce cred ei. Pentru că dacă tu te lași influențat, atunci sugestia mea este să ții acest lucru pentru tine, în mintea și în simțirile tale. Să nu-l spui decât atunci când ești foarte sigur pe tine sau decât atunci când se întâmplă. De ce nu? Este o surpriză foarte frumoasă și plină de entuziasm. Nu spune celorlalți dacă crezi că te vor împiedica. Dacă dorința ta este suficient de puternică și tu îți dorești într-adevăr să faci acest lucru, ține-l pentru tine. Și îndeplinește-ți acea dorință, ci trăiește îndeplinirea acelei dorințe zi de zi în mintea și în trăirile, în toate simțirile tale. Pentru că emoția pe care o transmiți este atât de puternică încât grăbește
pur și simplu grăbește îndeplinirea oricărei dorințe. Doar simte și dorește, doar simte și trăiește dorința, ți se împlinește. Fii foarte atent la ceea ce simți și dacă se întâmplă să ai gânduri de îndoială sau ok, mi-am tot dorit, dar încă nu se întâmplă cum s-a întâmplat la mine, am pus baterii, am vizualizat și totuși nu se întâmpla, nu te lăsa atât de ușor. Desigur, dacă dorința ta este suficient de puternică, dacă îți dorești într-adevăr acel lucru, pentru că sunt nenumărate căi, sunt nenumărate metode de a-ți îndeplini o dorință, dar cea mai rapidă este cea căreia tu îi pui emoție și nu îndoială. Este ca și sarea în bucate, da? Da, da. Să știi că tot ceea ce crezi devine adevărat, o să vezi. Și spuneam așa, vizualizarea este importantă, emoția este esențială, atitudinea este fundamentală. Ai o atitudine de învingător, nu avea o atitudine de eu știu dacă s-o întâmpla, nu s-o întâmpla, hai să văd. Nu asta e atitudinea care te aduce mai aproape de dorința ta, ci asta e atitudinea care te îndepărtează de dorința ta. Iar credința este baza. Noi avem foarte multe credințe. Credința este cea, credințele noastre de fapt ne formează. Și avem foarte multe credințe și convingeri care ne limitează. Corect. De aceea, să nu mai spun de cele pe care le preluăm. De cele pe care oricum, cu unele ne naștem, unele le preluăm, unele le adaptăm condiției noastre și uite așa, cărăm un sac în spate în fiecare zi. De aceea este foarte important să ni le reevaluăm. Bun, și cum scăpăm de acest sac? Cum îl debarasăm? Cu muncă individuală, cu muncă de sine. De ce avem aceste credințe? Nu știm. Le-am putut auzi în copilărie și nu ne amintim de ele. Le-am pus sau le avem noi. De regulă nu le avem, de regulă le preluăm. Dar hai să spunem că nu e atât de important să știm de unde le-am preluat, dar este important să știm că avem acea credință. Și atunci tu stai și gândește-te la acea credință. Dar oare eu chiar cred lucrul ăsta? Și încearcă să aduci exemple care contrazic această credință, pentru că există. Există. Există cel puțin un exemplu care întărește regula. Și atunci, cu dorința ta, care, repet, trebuie să fie puternică, și cu reevaluarea convingerii tale care te limitează și cu și părerile celorlalți lăsate deoparte, tu ai toate șansele să înaintezi. Ai toate șansele să înaintezi și ai toate șansele să-ți îmbrățișezi dorința aceea pe care tu ți-ai dorit-o, așa cum mi-am dorit eu să mă mut la Istanbul. Și iată că a fost o chestiune de zile în momentul în care am luat hotărârea, pentru că eu până atunci au fost 6 ani. Deci imaginați-vă că 6 ani de dorință s-au îndeplinit în 6 zile după ce am luat dorința. Pentru că eu până să iau acea dorință, eu căutam școli și găseam, pentru că eu am colaborat ca și cadru didactic timp de 5 ani de zile, chiar am intrat în al 6-lea, pe perioade limitate, pe perioade determinate. Și căutam ceva cu poziție continuă, full position. Și ce se întâmpla? Căutam cu aceeași, dar oare găsesc? Dar când o iau trișo la Istanbul? Dar chiar se va întâmpla lucrul ăsta? Și ce să vezi? Nu găseam, decât găseam același lucru. Și atunci eu veneam, într-adevăr, pe acele perioade, pentru că îmi doream foarte mult. Și în plus de asta, eram în colaborare. Era ceea ce eu făceam. Dar în momentul în care am luat hotărâre, am spus, mă mut la Istanbul fără să știu cum. Uite că nici n-am știut că mă mut atunci când m-am mutat. S-a întâmplat în câteva zile, deci e o chestiune de zile, chiar este ceva denotat în agenda. Exact. Și trebuia să și gândirea ta și tu să te promovezi altfel, adică să gândești altfel, nu să faci ceea ce ai făcut până acum. Uh-huh, uh-huh. Până atunci, de fapt.
Exact. Adică facem aceleași lucruri și ne așteptăm la rezultate diferite. Ori nu putem avea rezultate diferite făcând aceleași lucruri. Și atunci trebuie să schimbăm ceva, sau trebuie să adăugăm ceva, sau trebuie să scoatem ceva din ceea ce facem noi. Ceva nu este în regulă acolo. Fie nu este în regulă, fie este în minus. Trebuie să schimb Atitudine. metoda, cum se Trebuie spune. să schimbi metoda. O schimbi, o modifici, adaugi ceva, să faci diferit. Atitudinea este foarte importantă. Eu am învățat să am o atitudine de învingător. Am învățat să am convingerea că ceea ce îmi doresc se va întâmpla. Iar eu, la momentul acesta, am foarte multe alte proiecte la nivel mental, iar eu am convingerea că ele deja sunt îndeplinite pentru mine, încă nu știu să mă duc la timp și nici nu știu dacă se poate face acest lucru, dacă se poate afla, dar pentru mine la momentul acesta este suficient pentru că știu că acest lucru este bine pentru mine și dacă este bine pentru mine, există pentru mine. Și iată cum învățăm să ne îndeplinim dorințele. Și acum să vă povestesc celălalt exemplu care, deși a durat mai mult ca timp, 8 luni de zile, să știți că s-a îndeplinit mult, mult mai ușor. Dar ați spune cum? Că unul a durat câteva zile, unul a durat câteva luni. E, uite Exact. așa, pentru că am învățat să mă joc. Să te joci cu. Să mă joc. Să inventez jocuri. Eu și soțul meu ne-am dorit foarte mult să avem o locuință cu priveliște. Așa că, în fostul apartament, noi luam și atunci și acum, ne place să luăm masa în balcon. Așa că în fiecare dimineață, atunci când luam micul dejun în balcon, eu am făcut un joc, l-am tras pe soțul meu în el, care a acceptat să se joace cu mine și făceam ceva de genul. Deși nu aveam nicio priveliște acolo, pentru că dădea într-o altă clădire, era, ziceam, vaporul ăsta este încărcat sau nu, că se vede doar o parte din dunga lui roșie, știi? Și mă uitam, dar eu în mintea mea vedeam vaporul. Deci nu era minciună, pentru că ideea este să-l vezi aici și să-l simți aici. Și atenție, să simți, dacă tu vrei să te muți undeva aproape de pădure, să simți aerul de pădure. Dacă vrei să simți undeva aproape de mare, să simți aerul mării, da? Dacă vrei să, spuneam, la Roma, la mare, nu știu, deci ceva ce reprezintă acel loc să-l simți. Și după ce a reușit și el să intre în jocul meu, zicea, care cel pe lângă care trece acum ușa albă? Vai, ce frumos! Și am făcut acest joc în fiecare dimineață, dar nicio zi nu l-am sărit. Absolut nicio zi. În fiecare dimineață luăm micul dejun, nu? E, în fiecare Corect. dimineață. Noi Uite, vedem. vezi, ai legat acest joc de un tabie, de un obicei pe care tu îl faci zi de zi. Uite cât de frumos și ce idee minunată, ca fiecare în momentul în care, nu știu, da? Ia micul dejun să poate să-și noteze, că poate sunt singuri, poate să își facă un joc imaginar. Uite, știi ce idee frumoasă mi-a trecut prin minte? Faptul că copiii de foarte multe ori au astfel de jocuri, da? Ziceau că ei aveau prieteni imaginari și merg și fac și făceau anumite scenarii, creează povești. Uite, ne insufli ideea de a ne juca și de a fi iarăși copii. Ei Mulțumim! sunt maestri. Dar ce mai făceam? Pentru că este nevoie, vă amintiți din exemplu trecut, și de mișcare, de acțiune. Și atunci, ce făceam în plus? Sunam la toate anunțurile din zona în care noi ne doream să ne mutăm și mergeam să le vedem. Chiar dacă noi știam din start că nu vom cumpăra așa ceva, că nu e pe ceea ce căutăm noi, nu contează. Treci la acțiune, fă ceva real, fă Adică nu ceva dai din start, spui nu e pentru mine. Te duci și te vezi. Pentru Acționezi în că acest sens. tu chiar dacă știi că nu Faci există. câțiva pași către acel vis al tău. Exact. Exact, poate că nu e prețul pe care tu ți l-ai propus, poate că nu are balcon, nu contează, te duci și-l vezi, pentru că tu, ducându-te acolo, vei găsi un alt anunț sau auzi de la un vecin sau ce să vezi, vezi o idee, un plan care ți-a plăcut și după ce te muți îți faci și tu o zugrăveală așa. Deci nimic nu este degeaba.
totul, absolut totul îți aduce cel puțin o idee. Așa că, efectiv, l-am luat de mână și l-am zis, pentru că el spunea, de ce să mergem dacă nu? Pentru că noi știm deja că nu-l cumpărăm. Da, pentru că vom lua idei, pentru că vom trece la acțiune, pentru că vom face ceva la modul real, astfel încât noi să transmitem ideea că într-adevăr ne dorim. În momentul în care tu ai văzut apartamentul nou, tu deja simte că trăiești acolo. Pun, transmite emoția, fă ceva, uită-te, poate îți place priveliștea sau poate nu îți place, găsește ceva care îți place să poți adăuga la proiectul tău. Bun. Deci în fiecare dată când tu postezi imagini în Istanbul, eu le vizualizez și mă văd acolo. Mulțumesc! Ok, perfect! Superb! Absolut superb! Eu am făcut asta cu luna de miere pentru că mi-am dorit în Cipru. N-am fost niciodată în Cipru, așa că mi-am dorit să merg în luna de miere și desigur că am fost. mi-am scos pe telefon imagini cu Cipru. Așa, după aceea ce am mai făcut, am sunat inclusiv la apartamente de milioane de dolari. Mergeți să le vedeți că nu vă cere nimeni acele milioane de dolari. Eu m-am dus și nu mi le-a cerut nimeni. Deși eu știam că nu cumpăr un apartament care costă milioane de dolari pentru că se află chiar pe faleză, nu am fost nevoită să le dau. Cine vi le cere? Vă duce și vedeți, cel puțin, dacă să vă faceți o idee, să aveți o mișcare, să aveți o acțiune. Și apoi, de ce nu? Din curiozitate să vedeți cum arată un apartament de milioane de dolari. Nu vă dă. Da, atenție cei care își doresc să-și achiziționeze o casă sau o locuință, urmați exemplul Ramonei și cu siguranță locuința mult visată va veni către voi cât mai repede. Nu Mulțumim. Vă lăsați intimidați de prețul mare, nu aveți banii aia, da. Nici noi n-am cumpărat apartament de milioane de dolari, dar ne-am dus să-l vedem. Duceți-vă să le vedeți pentru că nimeni nu vă cere acele milioane de dolari. Nimeni nu vă cere absolut nimic în momentul în care dați un telefon și cereți informații. Nu vă costă absolut nimic. Întrebați câți metri pătrați, câte balcoane și așa mai departe. Și apoi poate vă va veni o idee nouă în care să vă reevaluați planul. De fapt mi-ar plăcea și mie cu un balcon în spate. Și unul în față, de exemplu. Nici nu știi ce informații poți culege sau ce poți găsi ducându-te să-l vezi. Poate că lângă apartamentul acela de care e sigur că nu-l vei cumpăra, stă chiar cel pe care tu-l vei cumpăra și n-ar anunț. Știu doar vecinii de el. Super. Mulțumim. Foarte interesante. Da, și în 8 luni de zile, când ne plimbam prin zona în care ne doream să ne mutăm, am văzut un apartament. Nici măcar nu ne-am dus să vedem un apartament. Am văzut anunțul și acela a fost. Ne-a găsit el pe noi, pentru că noi ne-am dus la plimbare, nu ne-am mai dus să căutăm. Ne-a găsit el. Se întâmplă absolut orice se întâmplă. Orice se poate îndeplini cu voință, cu dorință arzătoare, cu emoție, cu vizualizare, cu jocuri. Jucați-vă, sunați, luați informații, nu vă lăsați intimidați nici de prețuri, nici de absolut nimic, ci pur și simplu acționați. Pentru că oferta vă va găsi ea pe voi după aceea. Speră la ce e bun pentru tine. Urează tuturor numai bine. Speră la ce e bun pentru tine și crede că poți. Dar crede că și ceilalți pot și dorește-le să poată. Dorindu-le lor să poată, nu doar că îți crește ție puterea, îți crește respectul de sine, îți cresc oportunitățile, pentru că tu transmiți din inimă, tu le urezi lor din inimă să poată. Iar în momentul în care tu îți dorești ca cineva să poată, ce se întâmplă? Poți tu. Corect. Speră, urează, speră, urează tuturor numai bine. Urează-le să poate și crede că și tu poți și o să descoperi că da, poți. Toate aceste lucruri sunt foarte importante. Sunt mai multe
mai multe metode de a putea, de a-ți îndeplini dorințele. Acestea sunt cele încercate de mine, sunt cele realizate de mine prin metodele pe care eu vi le-am spus mai devreme. În momentul în care uite, văd că așa, în momentul în care tu îți dorești toate lucrurile acestea și le dorești și le urești celorlalți să-și îndeplinească dorințele tale, este important, atenție, să și primești, să știi să primești. Pentru că de multe ori nu știm să primim nici măcar complimente. Nici măcar complimente. Îmi place rujul tău de astăzi. Ah, da, este, l-am luat de ceva vreme, l-am găsit la reducere. De ce? E un compliment frumos, mulțumesc. Și mie îmi place, de asta l-am luat. Corect, de asta îl port, de asta am ales astăzi să fim cu el. Atunci să știm să primim și oferte, și idei, și complimente. Sau atunci când primim un cadou, da, nu trebuia, de ce te-ai deranjat? Mulțumesc frumos că te-ai gândit la mine. E o mare bucurie și să văd că te-ai gândit la mine. E un gest foarte frumos, mulțumesc. Nu? De ce să tot spunem nu trebuia, nu trebuia? E un gest frumos până la urmă că cineva s-a gândit la tine să-ți dăruiască ceva. Exact. Deci să știm să și primim. Încă o dată, vizualizare, dorință. Vizualizare, atitudine, emoție, credință. Atunci când le vom aduna pe toate acestea la un loc, rezultatele ne vor uimi. Iar pentru a concluziona toate acestea, da. Eu am mai pregătit o poezie bonus care are pe undeva legătură cu ceea ce am Înainte de a te lăsa pe tine, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost astăzi alături de noi. Ai văzut că eu am pus pe ecran cuvintele lor frumoase. Le mulțumim tuturor că au fost alături de noi și pentru gândurile frumoase pe care le-au împărtășit și mi le-au adresat. Te rog. Le mulțumesc și eu, le mulțumesc tuturor și le doresc să poată să credeți că puteți. Și în momentul în care credeți acest lucru, veți descoperi că într-adevăr puteți. Și ca să revenim acum la poezia bonus, care se numește Creație, și iată, are legătură, pentru că noi ne creăm până la urmă ceea ce trăim. Orice poveste pe care o scrii este adevărată, să știi. Orice poveste pe care o trăiești este întru totul ceea ce ești. Când te simți rău, uită de gândul tău. Când te simți bine, rămâi așa, este bine. Sentimentul pe care îl dai este sentimentul ce-l ai. Este totul despre creație, nu există speculație. Cum ne creăm noi? Cum ne scriem povestea pe care o trăim? Prin acțiunile pe care, prin faptele pe care le facem, prin vorbele pe care le rostim, prin gândurile pe care le avem și prin dorințele și urările pe care le facem celorlalți. Și iată că se întorc la noi. Deci se poate. Mulțumim! Mulțumim pentru toate gândurile frumoase și pe care tu ni le-ai împărtășit. Bineînțeles că avem foarte, foarte mult de învățat din experiența ta și, bineînțeles, de pus în aplicare, dacă ne dorim acest lucru, bineînțeles. Pentru că, așa cum ai spus tu, nu poți să faci aceleași lucruri și să obții alte rezultate. Și să țineți cont întotdeauna de faptul că miracolul vieții sunteți voi. Cred că ar trebui să discutăm o dată de cât de important este să scrii în agenda și ce gânduri sunt necesare să scriem în agenda. Pentru că foarte mulți, de exemplu, o folosesc doar pentru întâlniri, pentru a nu uita ceva, să spunem, dar sunt importante să avem și gândurile noastre și intențiile noastre scrise acolo.
Da, sigur că da. Ceea ce ține de noi, de interiorul nostru și nu de ce auzim sau de ceea ce preluăm. Exact. Îți mulțumesc, Ramona. Și eu. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai împărtășit astăzi alături de noi și eu aș vrea să închei prin face lucru pe care cred că nu-l poți face, ratează, încearcă din nou. Fă mai bine a doua oară. Singurii oameni care nu reușesc sunt cei care nu aspiră la mai mult. Acesta este momentul tău. Înainte, cu curaj și cu emoție, da, așa cum ai spus și tu, și cu atitudine și cu credință. Vă mulțumim, dragilor! Până data viitoare, vă îmbrățișez și vă dorim o seară minunată și doar gânduri bune. Aveți credință pentru că, cu siguranță, dorințele voastre se vor împlini. Îți mulțumim, Ramona, vă mulțumim tuturor. O seară minunată! O seară minunată!